Acesta este aspiratorul vertical Roventa X-Force Flex 15.60. Nu un nume fancy, deși îmi place X-Force, sună așa supererou și probabil că este un supererou pentru că Roventa spune că este cel mai puternic aspirator vertical al lor. Pe mine m-a amuzat însă foarte mult demontându-l pentru acest video, deoarece sunt incluse o mulțime de accesorii. Tot ce vedeți pe această masă era în cutia lui, numai pur și simplu nu se mai oprea din demontat tuburi și accesorii și perii suplimentare și mai am și unele pe aici, pe care o să vi le arăt imediat, dar au încăput toate pe masă. Cred că este pachetul cu cele mai multe accesorii pe care l-am văzut și am testat ceva aspiratoare pentru blog și canal până acum. Haideți să vi le arăt pe rând, pentru că e un model chiar premium și se vede asta încă din corpul aspiratorului. Acesta este aspiratorul, vă spuneam, este vertical. Este un aspirator cu baterie. Bateria este inclusă aici. O puteți și scoate de aici și încărca separat dacă doriți. Pare așa ca o armă SF, nu? Parcă... Deci că sunt din filmele din Halo. După aspect pare un model premium. Uitați-vă la toate aceste striații elegante de pe aici, la diversele, un ecran micuț aici integrat, arată bine. Când se chinuie să facă inclusiv recipientul de praf cu un model, este de obicei un model premium. Și acesta este aspiratorul, îl comanzi de aici. Trăgaciul acesta are rol de on-off și acest al doilea trăgaci are rol de boost. Și mi-a plăcut treaba asta, pentru că uneori dai de... Eu știu, o situație mai grea când aspir și apeși imediat boost și aspiratorul a mers în maxim. Bateria sa, după cum vă spuneam, este inclusă aici și are până la o oră 20 de autonomie în modul eco. Există 4 puteri, fiecare cu autonomie din ce în ce mai mică, desigur. Acesta este aspiratorul, se demontează de aici. E pe sistem ciclonic, este un motor foarte puternic. Aici, în interior, îi pot scoate filtrul. Este filtrul care se poate spăla la... apă și apoi trebuie să-l lăsați să se usuce și mai este încă unul inclus în pachet. Deci aveți și un filtru de rezervă inclus în pachet, deși ăsta ține o viață, nu știu ce ar fi nevoie chiar și de rezervă. Iar de aici puteți scoate suplimentar recipientul de praf, pe acesta îl goliți și apoi îl asamblați la loc. Undeva aici în aspirator este un filtru HEPA și scrie aici 99,9% filtrare de praf, adică nu dă înapoi în cameră praful. Acest filtru HEPA se poate demonta și el din aspirator și ar trebui spălat cam de 2 ori pe an, scrie în manual. După ce ați demontat filtrul, e foarte ușor de pus la loc, pac, s-a cuplat, gata, arma în continuare. Acum însă să trecem la accesorii, nu știu cu ce să încep, v-am arătat, are un filtru în plus, inclus în pachet. Haideți să începem cu peria principală. Este o perie motorizată. Se învârte, este plastic și cu fire din nylon aici, pentru a antrena praful și, eu știu, părul de animale și mizeria din casă în aspirator. Este motorizată, deci aspiratorul o alimentează și o face să se învârte și mai mult îi reglează turația în funcție de suprafață. Își dă singură seama pe ce suprafață este și reglează turația în funcție de asta. De exemplu, dacă dați pe parchet, e o turație mai mică, dar dacă intrați pe un covor unde trebuie frecat mai tare ca să antrenați praful din fiecare fir al covorului, turația crește și, bine, se adaptează singur. Aici are LED-uri, ca o mașină așa are LED-uri în față. Foarte util pentru că atunci când aspirați, LED-urile acestea vă permit să vedeți imediat pe jos dacă mai este praf, dacă ați ratat un mic gunoi și așa mai departe. Și se și demontează peria aceasta, are aici un... un mic lacă din care, prin care o puteți scoate și dacă rămân fire de păr sau ceva înfășurate pe ea, le puteți tăia cu foarfeca sau o puteți spăla și apoi o reintroduceți aici. Observați și motorul, ei se vede aici. Motorul alimentat direct din bateria aspiratorului. Bun. Ok, am pus-o la loc. Arată premium și ea, butoane mare de loc și de deschis de pe aspirator. O să îl asamblăm imediat în formatul final. Apoi există o altă perie micuță, asta este pentru păr de animale. Are așa un cap ușor flexibil aici. Este ceva mai micuță și este gândită să aspiri părul de animale și dacă nu mă înșel, o putem cupla direct în acest mod. Și practic poți să aspiri o canapea sau, eu știu, țesătură, o perdea sau așa mai departe, în acest mod cu aspiratorul, nu trebuie să-i cuplezi tot tubul său. Foarte ușor de demontat, bănuiesc că o să apăs aici și am scos-o. Da. Un avantaj mare al acestui aspirator este tubul flex. Am și spus că se numește X-Force Flex, pentru că vine cu acest tub flexibil. Deci acesta este tubul principal al aspiratorului. Este tija sa telescopică, da? Și este flexibilă. Dacă apăs aici, pot îndoi așa.
și pot să aspir pe sub mobilă, pe sub scaune, pe sub canapele, pe sub mese, pe sub... În fine, în toate locurile unde altfel aș trebui să te apleci foarte mult și să bagi așa aspiratorul razant, acum poți doar să faci în acest mod. Practic, chestia asta cu flexibilitatea chiar este șmecheră, e bine gândită și mai bine cu încă un accesoriu gândit în acest scop, care este mai amuzant așa la prima vedere. Se numește Mini Flex. E un tub foarte flexibil. Cred că aici, observați că în capăt are deja montat o astfel de perie. În principiu, cred că îl înfigi în aspirator și îl poți direcționa apoi tu cu mâna pe unde vrei. Ție sta pe loc și tu cu mâna dai pe perie pe ce vrei. Eu n-am mai văzut astfel de accesoriu până acum. Mi se pare însă util la casa omului și iată, asta nici nu observasem până acum, îți poți întinde. Deci asta cam confirmă spusele că e gândit să-l ție asta cumva staționat și doar să aspiri. Cred că este foarte util în mașină. Gândiți-vă că fiind pe baterie, îl poți lua la mașină să aspiri și mașina și asta îl face foarte simplu de utilizat, pentru că te duci la mașină și cu astfel de perie flexibilă o pui pe acolo în toate pozițiile, pe sub scaune și așa mai departe. Și cred că poți să-l combini chiar cu accesoriul de spații înguste. Da, îl înfige aici. Și dintr-o dată un accesoriu din acesta îngust care încape fie în locurile mai înguste de pe lângă mobilă sau printre scaunele de la mașină, prin bord și așa mai departe. Asta se poate și roti. Odată înfipt aici, se poate roti pe orice direcție, nu are o cătare fixă. Deci cu atât mai util. E un avantaj al aspiratoarelor fără fir verticale. Poți să le iei ușor și la mașină, poți să le iei ușor, nu știu, în garaj, într-o altă zonă unde nu ai priză, ca să aspiri ceva. Și mai multe accesorii. Avem aici o tijă normală. Asta este pentru baza aspiratorului. Are o bază în care se poate monta. Încă o tijă aici. Peria de canapele. Și scrie pe aici. Singura pe care scrie Sofa Brush. Și din nou, poți monta foarte ușor pe aspirator. Se înfige aici și ai aspirat canapeaua sau perdeaua sau alte obiecte în acest mod. Mai primești în pachet și două astfel de capete de periere. Două! Nici se strică așa ceva, dar primești mai multe, nu știu, poate pierzi unul sau așa mai departe. Toate acestea sunt incluse împreună, v-am spus, cu o bază. Voi construi imediat, pentru că este un fel de sistem în care aspiratorul stă vertical, să-l poți stoca în debarasă, în fine, într-un colțișor al casei și unde să-l pui la încărcat. Există însă și un alt accesoriu care nu este inclus în pachetul X-Force Flex 15.60, se vinde separat, dar cei de la Roventa mi l-au trimis oricum. Este așa ceva, se numește Aqua Head. Dă cu aspiratorul și este și mop în același timp. Deci, simultan, aspiră și în spate dă cu mop. Mișto invenția asta, hai să vedem. Ai o cârpă de rezervă. O alta este deja montată aici pe mop. Peri pentru ridicat praful, ca să aspire foarte bine. Pe aici trage praful și aici înțeleg că este recipientul său de apă. Deci pe aici deschis, torne apă în el. Un pic cu apă aici, poate merge și cu un pic de detergent din acela de parchet. Și apoi aici o setare care activează sau dezactivează scurgerea apei, pentru că peria asta este alimentată din interior. Este practic un mop întreg, da? Deci îl conectăm în tubul flex. Și aspir cu așa ceva acum. Haideți să-l facem pachetul complet. Aspir și dai cu mopul în același timp. Foarte utilă chestia asta. Când ai copil mic care se tărește pe jos și, în fine, trăiește practic pe jos, vrei, dai foarte des cu mopul. Și opțiunea de a da cu mopul și de a aspira în același timp mi se pare utilă. Tot așa, la o primă mărire, îmi plac foarte mult butoanele acestea mari. De deblocat accesoriile, nu te mai chinui apăsând butonele mici, sunt mari și ies imediat. Aqua Head, vândut separat, dar util și vine și cu o perie suplimentară aici în pachet pentru alte aplicații. Aspiratorul, după cum vă spuneam, pornește din acest buton gri,
știu dacă se devine acolo, clic, și aici este butonul boost. Haideți să-l pornim acum. Are un ecran aici pe care momentan este un sticker. Este un ecran în care îți arată modul de funcționare și autonomia rămasă în minute. Și scrie în manual că uneori îți indică și că trebuie spălat filtrul. Simte el că nu mai trage la fel de bine. E o funcție destul de uzuală asta pe aspiratoare moderne. Să vedem și LED-urile în funcțiune. Observați peria motorizată, da? Când pornesc aspiratorul, începe să învârte și peria. Îi blochezi un pic cu degetul peria și aspiratorul începe să tragă mai tare și are și un sistem de protecție. Dacă peria se înfășoară ceva pe ea sau se blochează, o oprește ca să nu-i forțeze motorul să n-o strige. Haideți să construim acum întreg sistemul ca să vi-l arăt cum stă pe picioare. Deci, acesta este sistemul, cum vă spuneam, vrei să aspiri, ai scos aspiratorul de aici și ai plecat la vânătoare de praf, ușor și de flexat. Apeși aici. Deja ai dat cu tubul pe dedesubt. Asta este aspiratorul Rowenta. Am vrut să vi-l prezint acum, când este curat și impecabil, pentru că tocmai a ieșit din ambalajul său. Eu îl voi testa acum câteva zile și imaginele pe care le vedeți în continuare sunt direct concluzia mea după câteva zile de folosire prin casă, cu copil și cu două pisici pe aici. Am folosit Rowenta 1560 X-Force pentru vreo săptămână și jumătate deja, așa că haideți să vă spun concluziile mele. În primul rând, un lucru valabil pentru toate aspiratoarele verticale cu baterie. Sunt foarte ușor de folosit, mult mai ușor de folosit decât un aspirator clasic cu cablu pe care trebuie să-l tragi după tine prin casă, să muți cablu într-o priză în alta, se blochează pe la colțuri, pe sub scaune și așa mai departe. Cu acest aspirator, pur și simplu mergi prin casă, îl ții așa și mergi prin casă, îți faci tu un traseu, dai peste tot, este foarte ușor de folosit și s-a dovedit foarte ușor de folosit, în special când ai un copil mic. Alice face des frimituri acolo unde mănâncă, dă mâncare pe jos, rupe un șervețel, în fine, face mizerie sub ea și cu acest aspirator pur și simplu îl scot de aici din stația sa, vin, aspir în 10 secunde, duc la loc, este curat. Nici nu vreau să știu cât ar dura să scot un aspirator clasic pentru așa ceva, să întind cablu, să-l pun în priză, să aspir, să-l mut la loc cu tot corpul său clasic după mine. Cu acesta este foarte simplu. Inclusiv un aspirator robot este mult mai complicat de folosit în astfel de situații. Știu din proprie experiență, până îi dai spot cleaning acolo unde a mâncat copilul lângă tine, cale lungă. Cu asta e mult mai simplu, plus că imediat îl detașezi și aspiri inclusiv pe canapea sau, dacă vrei, nu știu, măsuța ei pe care a mâncat și așa mai departe, ca să scapi rapid de frimituri. Asta ar fi un avantaj al tuturor aspiratoarelor verticale. Acesta, în particular, este foarte puternic. Rowenta spune că este cel mai puternic aspirator vertical al lor, poate chiar și din piață. Vă confirm că este foarte puternic. Sunt două tipuri de aspiratoare verticale. Sunt unele care mie mi se par mai degrabă utile pentru întreținere. Dai prin casă, iei praful vizibil, faci curat. Acesta este genul 2 de aspirator, cel care se poate curăța toată casa foarte bine. Aspiră prin colțuri, are putere foarte mare de subțiune, aspiră covoare, face treaba completă. Practic înlocuiește perfect un aspirator clasic, acela cu cor mare și tub, sau un aspirator robot, evident acum faci tu munca. Dar este foarte rapid de făcut. V-am spus, îți faci un traseu, pur și simplu iei casa la rând, aspiri prin ea, fără nicio problemă. Și autonomia este foarte bună. Între 30 și 40 de minute scrie aici pe ecranul aspiratorului pe modul auto. Eu l-am folosit doar pe auto și mi se pare un avantaj acest mod auto, pentru că aspiratorul își reglează singur puterea în funcție de suprafața pe care ești. Când intri pe un covor, se simte cum imediat, câteva secunde, 2-3 secunde, începe să tragă mai tare pentru că a detectat acel covor și te ajută să faci curat. Așa că l-am ținut doar pe auto și mie îmi sunt necesare cam 15-20 de minute de aspirare ca să fac tot apartamentul de 3 camere și asta folosind inclusiv acest accesoriu flex, care este foarte util. Doar apeși aici un buton și aspiratorul flexează și îl poți introduce ușor pe sub mobilier, pe sub pat, pe sub scaune, pe sub ce vrei tu. Deci cum ar fi, fac temeinic curat acum, fac mai curat decât înainte, tocmai pentru că dau mult mai ușor pe sub tot mobilierul. Și 20 de minute sunt suficiente, bateria ține mult mai mult de atât pentru o curățare. Dacă ai nevoie de mai mult, mai pui la încărcat și le folosești după aceea, sau în fine, mai cumperi încă o baterie, sunt ușor de schimbat de aici dacă o detașezi. Cum spuneam, modul de aspirare pe auto mi s-a părut suficient de bun pentru majoritatea scenariilor, iar dacă vrei mai puternic, trăgaciul acesta roșu
Este boost, dai de el și dintr-o dată aspiratorul trage maxim, ceea ce am folosit uneori pe câte un covor când era ceva mai îndărătnic, când vedeam eu acolo o particulă de praf care nu e așa, dădeam boost și aspiratorul o trăgea mult mai ușor. Foarte bun, chiar nimic de reproșat, este ușor de scos recipientul acesta ca să-l golești de praf, își face bine treaba, filtrul HEPA de aici din interior de asemenea își face bine treaba, n-ai senzația aceea că dă înapoi praf fin. A mers totul perfect. Mi-au plăcut și butoanele mari. Observați că toate butoanele sunt de dimensiuni mari, sunt ușor de apăsat. Chiar n-am avut ce-i reproșa și a făcut treaba excelent. Peria aceasta principală e utilă în majoritatea cazurilor, cred că 80% din timp pe aceasta o veți folosi, își face foarte bine treaba. LED-urile sunt foarte utile, am mai văzut aspiratoare, de obicei aveau două becuri mai chioare aici, aceasta are două LED-uri, așa, deci că sunt farurile unei mașini. Foarte utile și ele pentru că îți permit în diverse cotloane, după o ușă sau eu știu unde e mai întunecat în cămară, în debara și așa mai departe, să vezi dacă mai este praf pe jos și să îl aspiri bine. Este și bine construită, se scoate ușor de aici în caz că vrei să o curezi mai în detaliu sau să o scoți de praf. Îmi place acest material, este cauciucat, este genul acela de plastic ABS sau cum se numește, stil cauciucat, pentru că dacă lovești mobila cu el, nu lasă urme și nici nu rupe peria, n-ai cum să o crapi prea ușor. Observați că este foarte bine protejată, practic, de impact. E ca un bumper car. Peria de animale, am folosit-o probabil 10% din restul timpului, pentru că este și ea foarte utilă. Eu am folosit-o pe canapele. Am montat-o direct aici în vârf și am dat pe canapele. Este și ea motorizată. Aspiratorul o antrenează cu un motoraș, are inclusiv lumină pe ea, ceea ce din nou, mai ales pe o țesătură din aceasta deschisă la culoare, lumina este foarte utilă pentru că îți permite să vezi mai bine firele de păr de la animale. Noi avem două pisici și am aspirat cu ea canapelele, fotolile, tot ce se putea. Ce accesorii mai sunt aici? Există un accesoriu dedicat pentru canapea, apropo. Nu e motorizat, are doar perie clasică. Înainte, un astfel de accesoriu foloseam pentru a curăța canapelele. Cel de animale este mai bun pentru că antrenează părul în aspirator. Ăsta ar fi util doar la țesături mult mai fine, când nu vrei sistemul acela rotativ să-ți dea pe țesăturile unei canapele, nu știu, din material foarte fin. Poți folosi acest accesoriu. Fac o mică pauză de la filmarea din casă ca să vă arăt un alt avantaj al acestui aspirator Oventa. Poți să-l folosești foarte ușor în mașină și în practic orice aspirator detașabil din acesta vertical cum aspiratorul detașabil poate fi folosit în mașină pentru că este portabil. Problema altor modele este că sunt mai dificil de folosit, ce este un corp greu și e dificil să-l pui așa prin toate locașurile și printre scaune și să aspiri cu bine mașina. Acest Roventa însă, după cum îi spune numele, X-Force Flex, vine cu accesoriul acesta foarte mișto. Nu înfige aici. Și accesoriul acesta moale chiar îți permite să aspiri toată mașina. Tu practic ții aspiratorul pe loc, îl ții aici în brațe și cu acest accesoriu dai printre scaune, pe ecran, printre butoane și așa mai departe. Și poți să faci situația și mai bună cu atașamentul de spații înguste. Se înfige aici și dintr-o dată dai foarte bine printre scaune până în adâncime sau printr-o felul de cutii din mașină și așa mai departe. Chiar este o soluție foarte bună în acest aspect și dacă ai aspiratorul sau nu te mai duci să mai dai banii la aspirare în extern, ca să zic așa. Accesoriul acesta de asemenea se poate roti 360 odată pe poziție, iar dacă îl scoți aici perie, din nou foarte utilă pentru a scoate praful din locașurile mașinii. Acesta este accesoriul Aqua. Îți permite să aspiri și să dai cu mopul în același timp. Sistemul e simplu, are aici două guri de admisie a aerului și a prafului până la urmă, așa că aspiră și când ai în față și când ai în spate cu el, iar cârpa sa, sunt două astfel de cârpe în pachet, se montează aici peste acest cap, haideți să o punem aici și gata, ai transformat în aspirator și în mop. E foarte ușor de folosit, se pune apă pe aici, iar aici ai un buton care activează sau dezactivează scurgerea lentă a apei în cârpă, din rezervor în cârpă. Cârpa trebuie și aumezită înainte de a o pune pe poziție ca să nu pornești cu una uscată să te chinui pe jos și după aceea își face treaba foarte bine. Deci dacă aveți copil mic, de exemplu când ai un copil mic care strășește des pe jos, stai mult mai des cu mopul ca să fie curat și accesorul ăsta își face foarte bine treaba pentru că dintr-o trecere ai dat cu aspiratorul și ai și dat cu mopul în toată casa. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, dar mi-a plăcut mult pentru că este destul de abrazivă. Are perii aceștia de dimensiuni mari și curăță foarte bine petele. Orice pată de pe parchet sau de gres, e o cam ia din prima trecere, poate din a doua. Nu trebuie să insiști foarte mult acolo, în special dacă ați pus un pic de detergent. Își face foarte bine treaba, deci
și este util. Ce mi s-a părut mie apropo de acest accesoriu este că poate curge prea multă apă, rămâne podea un pic prea udă și trebuie un pic să reglezi tu debitul în timp ce aspiri. Adică mai închis și mai deschizi acest buton, l-apeși cu piciorul în timp ce el este jos, ca să mai oprești din când în când apa. Când vezi că s-a umezit cârpa și lasă o dură bună de apă în urmă, oprești apa, dai și când vezi că nu mai lasă apă, din nou apeși butonul și din rezervor se mai scurge încă. Foarte util. Dacă aș avea acest aspirator, aș lua și acest accesoriu. Știu că este vorba de și mai mulți bani la mijloc, dar merită. Dacă dați cu mopul, și e un avantaj nu doar în casele cu copii sau pentru cei care vor să dea musai cu mopul, dar mă gândeam și în spații comerciale mici. De exemplu, într-o cafenea sau un magazin la final de program, când vrei să aspiri, dar vrei să dai și cu mopul ca să iei urmele de pantofi și, în fine, ce mai pe jos. Îți economisește timp, dintr-o dată ai rezolvat ambele task-uri dintr-o trecere. Și cam acesta este Rowenta X-Force Flex 1560. Nu prea sunt probleme de raportat, nu m-a deranjat nimic la aspirator, chiar mi s-a părut bine gândit și cu accesorii foarte bune v-am spus. Este un pic greuț. Pachetul acesta este mai greu decât la alte aspiratoare, cred că și din cauza bateriei care pare că are jumătate din masa aspiratorului aici. Este un pic greuț, dar nu deranjant, pentru că oricum îl sprijin pe sol atunci când ai prin casă. Își face treaba cu bine și cam altceva n-am avut de reproșat, în afară de greutatea, poate un pic peste media aspiratorului în sine. Capul acesta Aqua are nevoie de ceva mai multă mentenanță, pentru că include apă și praf până la urmă și trebuie spălat mai des. După fiecare utilizare, e recomandat să spălați bine cârpa. Rezervorul de asemenea ar trebui golit și apoi lăsat așa să se usuce, de preferință la soare. Eu l-am pus pe balcon vreo 24 de ore înainte de utilizare și scrie în manual că o dată pe lună ar trebui să puneți niște oțet aici ca să, da, să curețe eventuale bacterii sau mirosul neplăcut care s-ar putea forma în el. Dar astea sunt chestii normale. Până la urmă, credeți-mă, să dai cu un astfel de mop este mult mai confortabil decât să cari găleata după tine și să dai cu feștele ăla prin casă. Și cam acesta este X-Force 1560. Chiar nu am ce-i reproșa. Își face treaba. M-am uitat pe internet la preț, pentru că nici eu nu-l știam. Am vrut să fie o surpriză și pentru mine. 2200 de lei în prezent în ofertă specială la EMAG. Probabil că și la Altex vor fi des oferte, pentru că Rowenta, din câte știu, lucrează foarte des și cu EMAG și cu Altex. Oficial el costă 2700 de lei și mi se pare un preț bun. Este prețul uzual, practic, pentru un aspirator premium cu foarte multe accesorii incluse. La 2200 de lei este o afacere chiar bună. Capul acesta Aqua se vinde separat și l-am găsit listat doar pe site-ul Rowenta cu 500 de lei. Din nou, poate că este un model nou, deci pe măsură ce va intra și în partenerii lor, în EMAG, în Altex, în Flanco, în fine, alte magazine, posibil să fie chiar mai ieftin. Părerea mea e că merită și acesta. Dacă dați cu mopul, asta vă va ușura foarte multă treaba. Până la urmă, dacă luați un aspirator modern, înlocuiți și clasica găleată cu mop cu un astfel de cap și ați rezolvat totul dintr-o trecere. Cam asta e părerea mea. Foarte bun modelul, bravo Rowenta. Pentru cine îl cumpără, sunt sigur că va fi fericit de el și nu o să aibă ce să-i reproșeze. Mulțumesc că v-ați uitat, dați un like, subscribe la canal și ne vedem și cu alte ocazii la alte review-uri. Să aveți o zi bună!